Un dicton celebru spune că și drumul către iad este pavat cu bune intenții. Așa se întâmplă, din păcate, și în cazul unor activiști de mediu care, în zelul lor, în loc să protejeze natura, mai mult o distrug. Un exemplu concret în acest sens a înregistrat în weekendul recent încheiat pe cetatea Devei, arie naturală protejată, dar și monument istoric, acolo unde trei bicicliști, printre care și un minor, au provocat distrugerea ale florei și a scărilor de acces din zonă. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere, în care se efectuează cercetări în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și a stabilirii prejudiciului cauzat. În urma verificărilor, polițiștii au reușit să identifice trei persoane cu vârste cuprinse între 14 și 45 de ani, cu privire la care au stabilit că ar fi coborât dealul cetății pe bicicletă, provocând astfel distrugeri în zona scărilor de acces în respectiva incintă. Prin urmare, polițiștii au întocmit în acest caz un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere și efectuează cercetări în vederea stabilirii prejudiciului și a identificării tuturor persoanelor implicate. Deși sunt încălcate două legi în această speță, jurisprudența ne arată că astfel de fapte sunt rar pedepsite și atunci cel mult cu amendă, care este de maximum 10.000 de lei, iar de răspundere penală nu poate fi vorba.